Din localitatea timișeană Recaș a trăit noaptea trecută momente de panică. Oamenii au fost răziți din somn de o mașină de teren care le-a intrat în casă. Simona Boțog știe mai multe. Bună seara, Simona, ce s-a întâmplat? Bună seara, șoferul povestește că din cauza că drumul era ud, mașina a derapat și înainte să poată face ceva s-a trezit înfipt în casa oamenilor. Mai avea cu el în mașină doi prieteni, dar au avut noroc și toți au scăpat teferi. De partea cealaltă, cei din casă spun că au trăit momente cumplite. Capul familiei a povestit chiar că a fost la un pas de infart. Totul s-ar fi putut termina dramatic dacă în loc de peretele băii, mașina l-ar fi distrus pe cel de la camera în care dormeau stăpânii casei. Pagubele se ridică la câteva zeci de mii de euro și cel mai probabil vor fi suportate de șofer. Simona, îți mulțumim!